Bună ziua! Am ieșit în pădure la Urdoreanu și vrem să facem o orientare cu borsăla. Am ascuns un obiect și avem niște coordonate pe nord-sud. După cum vedeți, borsăla conține un arc magnetic care stă într-un lichid ce amortizează vibrațiile. Cadran, după cum observați, este marcat cu grade. Vizorul localizăm punctele de reper ale punctelor cardinale cu arcasa rămâche dreaptă, paralelă cu arsa vizorului. Și după cum vedeți, orientăm busola, ne îndreptăm spre nord-sud întotdeauna pentru a găsi reperele unde am ascuns, bineînțeles, subiectul și dacă vrem să căutăm ceva prin natură sau în un loc anume, ne orientăm după acest lucru. Bun. Nu uitați niciodată cadrele de pe hartă pentru că au o abatere magnetică și nu folosi niciodată busoala în obiecte metalice sau aparate generatoare de câmp magnetic sau electric. Verifică mereu indicația busolelor dacă vă aflați pe timp de noapte pe cerul nopții. Iar acum afli locul în care te afli. Bineînțeles, dacă suntem în pădure, alegem un teren cu două puncte de reper încât cele două aberații magnetice să se află la un unghi de 90 de grade. Țineți minte, fără busolă, orientarea se face cu ajutorul corpului cerești, soarele, lună, stele, cu ajutorul viețuitoare, plante sau animale, semnelor naturale. Cu o busolă improvizată, dacă vezi, lamele de ras sunt ușor magnetizate, lama se așează pe o suprafață în apă, liniștită, plutind, și se va orienta spre direcția nord-sud. Acum, după cum vedeți, ne orientăm pe direcția nord-sud și căutăm până ne îndreptăm spre această direcție. Ok, acum o luăm încolo. După cum vedeți, ne aflăm în pădure și vrem să ajungem la obiectul pe care l-am ascuns. Datorită lichidului, bineînțeles că busola se mai mișcă. Iar, bineînțeles, mișcându-ne ne arată și alte coordonate pe care le avem nevoie să le găsim. Și în timp ce mergem, ne uităm, bineînțeles, la gradațiile busolei pentru a găsi obiectul pe care l-am ascuns. Bineînțeles, e o demonstrație, putem găsi orice obiect pe care îl ascundem în pădure. Sau putem localiza un anumit loc în care se află, nu știu, dacă suntem la munte, o peșteră sau un anumit loc, o anumită locație unde avem plante. După cum vedeți, am sute pe direcția nord-sud și am găsit obiectul care se află în zonă. Bineînțeles, deviațiile magnetice ale busolei, orientându-ne și îndreptându-ne spre diverse direcții, datorită vibrațiilor lichidului din busolă, ne orientează, bineînțeles, spre mai multe direcții cardinale. După cum vedeți, am găsit obiectul și cam așa se lucrează cu busola. Bineînțeles, busola se folosește și cu ajutorul unei hărți. Bineînțeles, acolo sunt alte coordonate, ne putem afla pe un deal în care orientăm busola în funcție de alți parametri. Și pentru asta vă rugăm să accesați canalul de YouTube în Aventuri în Natură, abonându-vă, dați un share, like și să vizionați următoarele clipuri cu orientare nu numai cu ajutorul busolei și cu ajutorul azimutului, cu harta și bineînțeles alte lucruri frumoase pe care le putem descoperi împreună. Salutare, o zi bună!